Bună seara! Mă numesc Rusanda și sunt bucaholică, iar aceasta este prima emisiune Booking Night. De fapt, este un moment istoric pentru că nu este doar prima emisiune Booking Night, ci și prima mea interacțiune cu televiziunea. Deși am absolvit facultatea de jurnalism și științele comunicării, apoi am lucrat în PR, iar mai apoi m-am aruncat în ringul, pe ringul de luptă al antreprenoriatului prin bucleta, invenția mea geanta pentru femeia care citește, așa că astăzi mă aflu pentru prima dată în fața dumneavoastră în rol de prezentator. Voi fi foarte sinceră, am nevoie de tot sprijinul vostru. Pusă în fața unei prime emisiuni, am avut de ales între două tipuri de emisiune. În primul rând, o emisiune care poate fi filmată, editată și abia apoi difuzată, sau un format live. Bineînțeles, am ales un format live și mi-asum în fața voastră că voi face gafe și bâlbe, dar în schimb voi fi mai naturală, mai aproape de voi și, bineînțeles, voi fi parte din acest nou val al televiziunii online care revoluționează media de pretutindeni. Trebuie să mulțumesc Busy Life TV pentru această oportunitate și mai ales pentru încrederea în povestitorul din mine. Booking Night este un format nou, deosebit și inovator, prin care vreau să scot cartea din zona de intangibil, de elitist, de câteva ori chiar demodat și să o aduc în, să o ancorez în actualitate și în realitatea zilelor noastre. Astfel, la fiecare emisiune voi avea un invitat cu care voi discuta tema prezentată într-o carte. Cartea va fi ținută secret până în ultima secundă. Am aici cartea, o țin ascunsă de voi până când o să o prezint. Fiecare emisiune veți putea să puneți întrebări invitatului și veți putea să câștigați cartea emisiunii dacă puneți cea mai interesantă întrebare. Este important doar să vă aflați pe teritoriul României. Gata cu introducerile, mă simt pregătită să vă dezvălui cartea emisiunii. Și acum, bătăi de tobe, vă prezint povestea slujitoare. Cel mai probabil ați auzit de ea în limba engleză, și anume The Handmaid's Tale, pentru că este un serial foarte difuzat la HBO Go, cu același nume. Trebuie să recunosc că am văzut întâi serialul, am privit primul sezon, pentru că deocamdată este doar primul sezon, și m-a fascinat, pentru că abia apoi să aflu că se bazează pe o carte. Și nu orice carte scrisă de orice scriitoare, ci chiar Margaret Atwood, faimoasa scriitoare canadiană. Eu am aici varianta de la editura Paladin. De fapt, cartea a fost publicată în 1986. Eu nici măcar nu eram născută pe atunci. Este un SF despre o distopie, despre un viitor care, de fapt, este destul de apropiat zilele noastre și în care mă regăsesc destul de mult. Acțiunea este localizată în Statele Unite ale Americii, care acum sau în acest viitor se numesc Galaad. Și acest stat este un stat dictatorial, profund religios, este un creștinism dus într-o extremă, iată ceva neașteptat, în care se întâmplă tot felul de lucruri. În primul rând, chiar dacă în prim plan se află femeia, iar bărbatul este undeva la capătul priorității acestei cărți, femeilor li se iau brusc toate drepturile, li se interzic toate drepturile pe care le avem acum, li se închid conturile în bancă, sunt date afară de la locul de muncă și li se destramă familiile și sunt reorganizate în funcție de, și permiteți-mi această repetiție, în funcție de funcționalitatea lor în societate. Astfel, identificăm 6 categorii, eu mi le-am notat aici ca să nu le încurc de la emoții. Vorbim de o nouă ordine socială, iată, în funcție de funcționalitate, după cum am zis, și statut. În primul rând avem soțiile cu S mare, care sunt nevestele oamenilor bogați. Apoi avem econevestele, care sunt soțiile oamenilor săraci. Mătușile sunt un fel de miliție feminină care conduc și reeducă femeile. Slujitoarele sau aceste handmaids, de care am vorbit mai devreme, din câte înțeleg, a fost o controversă cu traducerea, pentru că slujitoare, de fapt, handmaids ar fi fost camerista, dar nu a fost foarte bun termen, așa că s-a folosit slujitoare. Aceste handmaids erau ultimele femei fertile, pentru că în acest viitor, după cum știți, după cum se vorbește deja, vor fi tot mai puține femei fertile. Ele erau folosite ca să procreeze pentru familiile bogate. Apoi avem the Marthas, cum ar fi în engleză, sau martele, femeile care erau folosite pentru curățenie și bucătărie în casele oamenilor bogați. Și ultima categorie și cea mai nefericită erau nefemeile. Nefemeile nu mai erau bune de nimic, ca să spun în cel mai simplu fel, și erau trimise în colonii ca să lucreze în zone iradiate și, conform cărții, li se dădea speranță de viață aproximativ 6 luni. Fiecare clasă socială are un anumit veșmânt și o anumită culoare, de exemplu, soțiile purtau albastru, iar slujitoarele purtau roșu. Personajul principal se numește Offred, adică a lui Fred, cum îl chema pe stăpânul ei. Fiecare slujitoare era
Off plus numele stăpânului. Slujitoarele erau aceste femei fertile, ultimele femei fertile, trimise în familiile celor bogați ca să procreeze în locul soțiilor care nu mai puteau să facă copii. Dar toată această categorie și toată această ordine socială era inspirată dintr-un fragment din Biblie foarte interesant, pe care îl găsim chiar pe prima pagină și o să vă citesc. Iar Rahela, văzând că ea nu i-a născut lui Iacob niciun fiu, a prins a o invidia pe sora sa și a zis lui Iacob: „Dă-mi copii, că de nu mor.” Dar Iacob, aprinzându-se de mânia asupra Rahelei, i-a zis: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, cel ce ți-a stârpit rodul pântecelui?” Atunci Rahela a zis către Iacob: „Iată pe roaba mea Bila, intră la ea și ea va naște pe genunchii mei și prin trânsa voi avea și eu copii.” Facerea 30:1-3. Ceea ce vreau să spun acest fragment este că soțiile erau de acord ca slujitoarele să intre în casele lor și erau de acord ca acestea să procreeze cu soții lor, atâta timp cât erau parte atât din actul sexual cât și din actul nașterii. Astfel, propriu zis, slujitoarele procreau și nășteau în brațele soțiilor și ținându-le de mână. Bineînțeles că în orice sistem dictatorial, fie acesta și o distopie, vorbim despre mici crăpături în sistem, vorbim despre mici revoluții și evadați. Eu n-aș vrea să vă divulg prea mult din acțiune, pentru că îmi doresc foarte mult să fiți curioși și să căutați această carte și să o lăsați să vă fascineze așa cum a fascinat și pe mine. Dar am găsit aici un fragment foarte interesant care spune câte ceva despre viața lui Offred și iarăși o să vi-l citesc. „Caut bucățica de unt în vârful pantofului drept, acolo unde am ascuns-o după cină. În dulap a fost prea cald, iar untul e aproape lichid. O mare parte s-a îmbibat în șervețelul pe cu care îl învelisem. Acum o să am unt în pantof. Nu e prima oară, pentru că de fiecare dată când ne dau unt sau chiar margarină, păstrez o parte în felul acesta. Mâine o să pot scoate aproape tot untul din căptușala pantofului cu o cârpă sau cu niște hârtie igienică de la toaletă. Îmi dau cu untul pe față, îl fac să-mi intre în pielea mâinilor. Nu mai există loțiuni de mâini sau creme de față. Nu pentru noi. Astfel de lucruri sunt considerate ușuratice. Noi suntem niște recipiente. E important doar interiorul trupurilor noastre. Nu vor să fim atrăgătoare. Lucrurile stau și așa destul de rău pentru ele, pentru soții, bineînțeles.” La un moment dat trecem chiar și printr-o naștere adevărată. O naștere adevărată era un miracol în acest viitor distopic și chiar până în ultimul moment nu se știa dacă fătul va avea sau nu o viață sănătoasă. Vom afla în curând ce va naște o Warren, un copil, așa cum speră toată lumea, sau altceva, un necopil fără creier sau cu bot de câine, ori cu două trupuri, ori cu o gaură în inimă sau fără brațe, ori cu membrane între degetele de la mâini și de la picioare. N-ai cum să știi. Înainte se putea afla cu ajutorul unor aparate, dar asta acum e ilegal. Și oricum, la ce ar ajuta să știi? Nu-i poți da afară. Indiferent de cum ar fi, sarcinile trebuie duse până la termen. Riscul este de 1 la 4, după cum am aflat la centru. Cândva, aerul a ajuns să fie saturat de chimicale, de raze, de radiații, apa a început să mustească de molecule toxice, iar pentru curățarea lor e nevoie de mai mulți ani, timp în care ți se strecoară în corp și ți rămân în celulele adipoase. Sunt curioasă, oare și voi vedeți ca și mine destul de multe lucruri actuale în acest viitor, în ghilimele, despre care se vorbește aici? Femeile luau medicamente și pilule, bărbații stropeau copacii, vacile mâncau iarba și toată urina asta încărcată de substanțe chimice se scurgea în râuri. Ca să nu mai vorbim de exploziile centralelor nucleare, de-a lungul faliei San Andreas, fără să fie cineva de vină, doar cu tremurile și noua tulpină mutantă de sifilis care ea nu-i putea veni de hac nimic. Unele și-au făcut-o chiar ele, luând substanțe chimice care le-a făcut rău. Cum au putut, zicea mătușa Lydia, cum au putut oare să facă asemenea lucruri? Izabele, asta au fost. Desigur, multe femei au crezut că nu va mai exista viitor, că lumea va exploda. Asta e scuza pe care au folosit-o, zice mătușa Lydia. Au zis că nu mai are sens să faci copii. Nările mătușei Lydia se îngustează. Ce ticăloșie! Erau femei leneșe, zicea ea. Emisiunea din seara aceasta se numește Feminitate într-un viitor apocaliptic. În primul rând pentru că nu am vrut să divulg cartea emisiunii, dar în al doilea rând pentru că îmi doresc de multă vreme să abordez această temă sensibilă, controversată, pe alocuri dureroasă, și anume fertilitatea și natalitatea. Dați-mi voie așadar să vă prezint chiar acum invitata emisiunii noastre, Ruxandra Dumitrescu, doctor ginecolog și director Clinica Fertilia. Ruxandra, dăm voie să te tutuiesc, pentru că avem numele foarte asemănătoare. Bine venit la noi! Îți mulțumesc mult și bineînțeles că ne tutuim.
Îmi place mult că sunt aici și îmi place tema. Am văzut două episoade pe HBO. Cum ți-a părut? M-am identificat și am înțeles mult. Și am văzut chiar o naștere, nu a personajului principal, ci altei doamne. Da. Mi s-a părut un viitor, din păcate, posibil, pentru că rata de a naște în momentul de față e foarte mică. Este în scădere de vreo 10 ani. Da, o să vreau să vorbim despre statistici. Și este exact trendul umanității în momentul de față de a amâna să facem copii, de a pune altă persoană ca mamă surogat dacă noi putem, dar poate că actrițele își doresc să nu strice corpul și așa atunci este. Aleg această cale. Deci e o temă actuală și de viitor în același timp. Dăm voie, înainte să trecem la întrebări, vreau doar să vă încurajez să scrieți întrebările voastre pentru invitata de astăzi, pentru doctorul Ruxandra Dumitrescu, pentru că cea mai interesantă întrebare va primi cadou această carte, bine, una nouă, nu aceasta că eu am mâzgălit mult pe ea, dar va primi cadou Povestea slujitoare de la editura Paladin, așa că aștept și citesc live întrebările voastre. Ruxandra, prima mea întrebare pentru tine era, de fapt, tu ai prevăzut-o deja și voiam să te întreb dacă știi și care sunt statisticile apropo de fertilitate sau natalitate, spunem tu, care ți se pare mai importante în România. În momentul de față, cam 2 din 10 femei nu pot să conceapă în mod natural, nu rămân ușor însărcinate în România, dar și pe plan mondial. Uh-huh. Motivul ar fi că amână mult să devină mame, ajung la 35-37 de ani, când deja rezerva ovariană e în scădere. 35-37 de ani. Tu ai 30 de ani, bănuiesc că te interesează tema. Eu am 30 de ani și, de fapt, mă interesează foarte mult această temă, pentru că eu nu am făcut încă copii, deși îmi doresc foarte mult. Dar sunt înconjurată de femei care au între 30 și 35 de ani, care la fel nu au copii. Unele nu au pentru că aleg să nu aibă. Sunt multe femei care spun nu am nevoie de asta acum, nu știu dacă o să vreau vreodată, dar ce obțin în momentul acesta al vieții, nu-mi doresc copii. Mi se spune foarte des că sunt deja trecută de vârsta de făcut copii, după asta mi se spune că 30 e chiar punctul perfect de făcut copii și după asta mi se spune că și 35-40 e o perioadă bună. Spune-mi, te rog, care este adevărul? Adevărul este că fiecare femeie bine să-și aleagă singură momentul, timpul când dorește să aibă un copil. Da. Nu este normal să-l alegem noi. Ea trebuie să îl iubească, să-l poată îngriji și să-i dedice timpul ei. Este important să-i dedice timp și nu bunuri materiale și să poată să-și rupă din plăcerile ei, din a citi cărți, apropo de emisiune, din a merge la sala de sport sau la coafor și a se juca cu el și a face Lego pe un covor 2-3 ore în foarte fiecare după amiază. Să aleagă în funcție de timp și de nu de bunuri materiale. De timpul ei și de disponibilitatea ei personală. În fiecare femeie tică e un ceas biologic și toate, de fapt, vrem să fim mame, pentru că rolul nostru este de a procrea, nu de a merge la birou și de a ne cumpăra poșete sau laptopuri sau alte obiecte. Treaba noastră este să facem copii și să-i educăm. Pentru că omenirea așa a ajuns în momentul de față și așa s-a dezvoltat. Și pentru femeile care spun, nu, asta e scopul meu în viață, am alt scop, asta nu e o prioritate pentru mine, ce mesaj ai avea? Nu este bine să obligăm pe nimeni să facă ceva cu corpul lor împotriva voinței. Este bine să-și aleagă și este opțiunea lor. Nu orice femeie poate să fie mamă sau își dorește. Nu este un must, ci este o alegere. Eu am ales momentele când am avut copiii mei și este normal ca fiecare femeie să considere când trebuie să facă acest pas. Statisticile la nivel național se încadrează într-un trend la nivel european sau global? Este o legătură între ce se întâmplă în țară și ce se întâmplă în afară? Este o legătură. În general, în România este un trend similar cu Germania, știu eu, Spania, Italia. Uh-huh. În Elveția este un trend și mai periculos, cu număr și mai mic de nou-născuți, dar la 100.000 de locuitori. Și este sport demografic negativ în momentul de față în Europa, în absolut toate țările. Deci mor în fiecare an mai multe persoane decât cele care se nasc. Și este important pentru că îmbătrânim, e o populație îmbătrânită.
Și dacă este să vorbim despre împărțirea fertilității pe sexe, poți să ne spui dacă e mai întâlnită lipsa de fertilitate la bărbați sau la femei? Iarăși, hai să vorbim de România. Deci 40% din cauze sunt masculine, în sensul că bărbatul este primul pe care îl investigăm și este simplu să facă o spermogramă și anumite analize specifice. Astfel știm unde să ne îndreptăm, spre factorul feminin sau masculin. Și apoi investigăm femeia, doamna o să vină de 2-3 ori și într-un ciclu menstrual, de fapt în decurs de o lună, vom afla cauza acestei probleme. Repet, femeile care vor un copil vin la clinică foarte des, respectă tot ceea ce spunem, insistă mult să rezolvăm problema rapid. Cele care vin și amână sunt nesigure sau vin pentru că partenerul lor dorește un bebeluș și atunci oarecum amână acest moment. Și asta voiam să te întreb. Cum arată portretul psihologic al unei femei sau al unui cuplu care ajunge în pragul clinicii fertile? Cum ai putea să-i descrii? Sunt disperați? În general sunt două categorii. Cei care vin ca prim pas, n-au mai fost la alt medic și sunt infertili de un an și jumătate. Da. Este important de spus că o femeie trebuie să aștepte un an să obțină o sarcină și abia apoi să meargă la medic dacă e mai tânără de 35 de ani. Deci nu trebuie după 2-3 luni să vină speriată, eu n-am rămas gravidă, pentru că e prea devreme. După un an de încercări, este momentul să meargă la medic. Și categoria a doua, cu eșecuri în alte părți, au făcut de 4-5 ori IVF, inseminări în alte părți și vin la noi ca la ultima soluție. Am înțeles. Iar studiile spun că psihologia acestor doamne, a doamnelor care nu pot să facă un copil cu ușurință, este similară cu cea unui bolnav de cancer sau de boli terminale, SIDA în fază terminală. Deci au un psihic foarte afectat, deși este clar că putem să trăim și fără un bebeluș și asta nu ne afectează viața, nu murim la modul propriu spus. Dar afectul este important și toate femeile, repet, marea masa lor își dorește să aibă un bebeluș, să fie mamă. Există anumiți factori care ne scad fertilitatea? Hai să vorbim de femei. În general, vârsta face cel mai rău, pentru că amână mult să fac un copil. Până în 35, am înțeles corect. Da. Este vârsta cea mai bună. Cea mai bună. După aceea încep problemele. Într-o lună cu 12 cicluri, femeia va ovula de 7-8 ori doar, în mod natural. Deci o femeie absolut sănătoasă va putea să conceapă cu greutate, nu mai poate în fiecare lună să elibereze un ovocit ca să formeze embrion. Și poți să-mi spui la modul practic de ce tehnologii dispune clinica Fertilia pentru a ajuta cuplurile care nu sunt foarte fertile și care își doresc foarte mult un copil? Eu am auzit, de exemplu, o prietenă a venit și mi-a zis: mai nu sunt gata să fac azi un copil, dar uite, o să-mi doresc la un moment dat, așa că o să-mi criogenizez niște ovule. Și mi-a zis-o la modul cel mai relaxat. Și mie mi se pare ceva scos dintr-un film SF despre viitor, adică nici nu știam că este posibil. Da, la noi vin doamne ocupate cu o carieră, care au un 34-37 de ani, care încă n-au un partener sau amână în momentul de a concepe un bebeluș și le crioconservăm celulele ovariene. Și ele pot sta nedefinit, pe o perioadă nedefinită și în momentul în care în viitor vor dori un bebeluș, se vor face embrionii și îl transferăm în uter. Și despre ce alte tehnologii vorbim? Sunt foarte curioasă la clinică. Despre ce vorbim, ce este important, avem un laser de testare a embrionilor, de testare genetică, care ajută doamnele care au pierdut sarcini, care au rămas însărcinate și au avortat spontan, sau au sarcini oprite în evoluție sau nașteri cu fez cu malformație. Și astfel vom selecta embrionii sănătoși și doar pe aceia îi transferăm în uter sau îi păstrăm pentru un viitor când vor să facă al doilea, al treilea copil. Cei cu defecte se îndepărtează și astfel nu mai avem avort spontan sau naștere cu probleme. Și există ceva tehnologii despre care poți să ne povestești, la care se lucrează acum, care vor fi disponibile în viitor, care să ne îmbunătățească șansele? În viitor se lucrează la eliminarea bolilor genice, deci se va ajunge să tratăm acești embrioni cu defecte. În momentul de față îi depistăm, știm că embrionii A, B și E au un defect,
dar nu putem să-i tratăm, să-i reparăm. Nu se poate interveni. Și îi îndepărtăm pentru că știm că sunt incompatibili cu viața și nu vor duce la un făt sănătos. În viitor se vor vindeca, se va merge mult pe inginerie genetică și pe repararea acestor defecte de ADN nuclear. Crezi că vom ajunge la o societate în care, mă rog, nu vom avea slujitoare, dar în care femeile foarte fertile vor fi vânate și vor fi considerate o rară avis? În momentul de față avem un contract și noi cu o bancă de ovocite, care nu se află în România, ci în altă țară, și unde femeile își donează ovocitele în bancă, noi le comandăm, vin în containere de 6-8 ovocite. Femeile românce care nu pot să facă copii pot astfel să rămână în România să facă aceste proceduri. Până acum ele plecau în alte țări, în Cehia sau în Grecia. În momentul de față putem și noi în mod legal să le facem embrion cu ovule donat. Uh-huh. Și este important pentru că stau în România cu soțul, nu au nevoie de acte, de traduceri, de drumuri dese în altă țară. E un cost mai mic și un stres scăzut, pentru că e un mare stres asociat acestor vizite în clinică. Și contează mult să fie cu familia, cu mama, cu soacra, să vină cu o verișoară la toate vizitele medicale. Bineînțeles, dar am înțeles că deja oferiți foarte multe servicii și unele care sună SF la Clinica Fertilia, dar poți să-mi spui ceva despre prețuri? Trebuie să fii un om cu un venit middle upper sau chiar upper ca să-ți permiți să faci un copil în condițiile în care nu ești foarte fertil sau partenerul tău nu este foarte fertil? Depinde mult de ce procedură ai nevoie. În primul rând, sunt multe femei care vin infertile. La prima vizită spun eu am 37 de ani, eu cred că am nevoie de IVF, asta înseamnă un cost cam de 2000 de euro. Asta înseamnă fertilizare in vitro. Iar noi cu o simplă rețetă aflăm cauza și o rezolvăm, o tratăm și astfel obțin o sarcină în mod natural, pentru că uneori nu e nevoie de o procedură atât de sofisticată. Înțeles. Dar un cost mediu e cam 2000 de euro o procedură. Am înțeles. Nu mă așteptam să spui o cifră mai mare, sincer. Medicamentele sunt, la fel, se plătesc în farmacie, se cumpără din farmacie cu o rețetă, dar este un program național care ne permite să le dăm rețete compensate și astfel la un cost de jumătate și contează în economia unei familii. Bineînțeles. Orice 1000 de lei scăzută. Economisită. Da, economisită. Și o întrebare așa, un pic mai metaforică, cum crezi că se modifică societatea în care trăim dacă se nasc tot mai puțin copii? Părerea mea, în afară de faptul că mă gândesc la pensia mea și a celor apropiați, și mă gândesc la pensia pentru mea, că oamenii care o să lucreze vor fi din ce în ce mai puțin ca număr în primul rând, mă gândesc că nu este normal să dispărem ca specie, noi nu vom prinde această etapă. Știm antropologic că viitorul va fi cu bănci de spermă, deși da. Pare că acum rezerva ovarelor femeilor este cea care dă probleme. Viitorul este de fapt al azoospermiei, al lipsei de spermatozoizi și o să se facă bănci multe de spermă, asta este vorba de sute de ani, nu viitorul apropiat, dar este un studiu care arată cum ne vom modifica noi ca anatomie și ca specie. Iar femeile vor avea două menstruații pe an, exact cum au mamiferele. În cât timp se preconizează asta? Este un studiu, de un viitor îndepărtat, noi îl citim pentru că noi nu vom trăi sau nepoții noștri. Ok, deci mai mult de 50 de ani, să înțeleg. Sunt sute de ani, este o evoluție oarecum. Da, da. Da, mie mi se pare foarte interesant și aflu și foarte multe informații care mă interesează pe mine personal, nu mai spun de restul prietenelor mele și oamenilor din jurul meu. Am înțeles că ai și tu doi copii. Eu am doi copii și am născut când am dorit eu, când am considerat că e momentul, la 27 de ani și la 35 de ani. Și e foarte bine așa. Ai un băiat și o fată, da? Am o fată și un băiat. Și ți-a urmat vreunul calea, cariera? Fata mea este studentă în anul 4 la medicină și sper să urmeze aceeași meserie. E fascinată de bebeluși și ea îmbrață orice copilaș mic și
Probabil că aceasta e calea frumos, ei. Foarte da. Frumos. Mi se pare că faci un lucru minunat. Știi că se spune că viitorul e al celor care aduc valoare. Mi se pare că tu aduci foarte multă valoare, valoare umană în primul rând. Îți mulțumesc mult. Mi-ai dat foarte multe de gândit. Și cred că le-ai dat și celor de acasă de gândit și îți doresc foarte mult succes în ceea ce faci. Mulțumesc mult. Nu văd... avem întrebări? Că eu nu le văd acum. Avem și un mic delay. Dar putem să prelungim concursul, nu e nicio problemă, dacă nu sunt încă întrebări. Cam asta a fost prima emisiune Booking Night. Avem? Atunci o să premiem... Numai un pic să verific și eu ce-mi spune colegul meu aici. Așa, ok. Avem o întrebare. Avem mai multe întrebări. Hai să mai luăm două, trei întrebări și apoi o să încheiem. Cristina Bolocan, cât de mare e influența unei alimentații corecte asupra fertilității? Foarte bună întrebare și eu voiam să întreb asta. Este importantă pentru că e bine să vă explic un pic. Estrogenii sunt hormonii de care avem nevoie să facem un bebeluș. Da. Și ei se secretă în corpul nostru din colesterol. Deci femeile nu înseamnă că trebuie să mănânce gras sau să fie mai cu un indice de masă mare, dar este bine să nu fie foarte slabe, deci este bine să nu fie anorexice. Aha. E bine ca doamnele să își mențină o greutate care le convine, cea care deci este natural asociată cu înălțimea și cu statusul lor fizic. Să nu facă excese niciun fel. Este bine să meargă la sala de sport o oră în fiecare zi pentru că ajută la ovare și la foliculi ovarieni. Deci și mișcarea este direct legată de fertilitate. Da. Și este bine să mănânce alune, nuci, soia, deci produsele cu colesterolul bun, sănătos, nu cu cel animal. Și mai avem aici o întrebare de la Cristina Rodica Sibova. Am rămas însărcinată la 34, exact în momentul în care mi-am zis că vreau copil, fără să aștept să treacă timp. În aceeași lună, chiar dacă mi s-a spus în repetate rânduri că nu se știe că e posibil să fie nevoie de mult timp. Astfel, presupun că depinde mult de fiecare organism în parte, sănătate, compatibilitate între parteneri și dorință. Respectiv, nu e o generalizare statistică? Întreabă Cristina. Nu este o generalizare. Ea se încadrează în cele... 8 femei care rămân însărcinate în mod natural și are și o vârstă bună potrivită. Doamnele de 40 de ani au alt status ovarian, din păcate, și de ele încercăm să ne ocupăm, ca să spun așa. Da, Cristina a spus că a rămas însărcinată la 34 de ani și au trecut câțiva ani de atunci și mai vreau un copil. Îți doresc cât mai mult succes, Cristina, și vreau să-ți văd și al doilea copil, pe primul cunosc deja. Cam asta a fost prima emisiune Booking Night. Eu sunt încă emoționată, dar fluturii mei încep să se calmeze, să se transforme în emoții pozitive. Trebuie să vă spun că ținuta mea este inspirată din cartea din seara aceasta, și anume din Povestea slujitoare, și este făcută de designerul român Izabel Vigiac. Vă invit să descoperiți pagina pe Facebook Atelier Izabel Vigiac. Make-up-ul meu este asigurat de Ina Ignat, iar styling-ul de la A la Z de amprenta by Andreea Dinu. Mulțumesc, Andreea! Mai mult decât atât, și probabil cel mai important partener, este Commons Lounge, și anume locul acesta minunat unde ne aflăm astăzi. Este un business hub superb, este mai mult decât un business hub, dacă vă imaginați acel cubicle alb de corporație din care puteți să evadați aici și în care puteți să vă exprimați altfel și să aveți colegi creativi și interesanți în jurul vostru. Mulțumesc, Commons Lounge! Vă invit să ne vedem data viitoare la altă poveste, cu altă carte, un pic și cartea din brațe, pe 19 martie, la 8:30, la următorul Booking Night cu Rusanda, tot aici, tot la Busy Life TV. Vă mulțumesc!